Pace, dragi frați și surori, Domnul să vă binecuvinteze pe toți. Ne revedem din nou în această seară de 26.05.2021 și mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ceea ce face pentru noi, pentru că putem să fim prezenți. Și totodată în această seară am invitat aici în studio cu mine, dar prin teleconferință. L-avem invitat pe un frate, pe fratele Ionuț Ungureanu, care se află în Londra în momentul actual. Și mulțumim Domnului pentru că acest timp l-a hotărât și l-a pus pentru noi. Fii binecuvântat, frate Ionuț. Mulțumesc pentru că ești prezent în seara aceasta aici. Și faptul care m-a adus aici, te-a adus aici pe această platformă care o avem, este mărturia ta. Ionuț, aș vrea să te întreb cum simți în viața ta că a lucrat Dumnezeu și să ne prezinți un pic despre mărturia ta, despre copilăria pe care a avut-o. Și astăzi titlul avem Trăiește, iubește, visează cu Ionuț Ungureanu. Ce ai putea să ne spui, cum să trăim, cum să iubim, cum să înțelegem dragostea față de părinți? Ar vrea să ne spui ce simți în seara aceasta. Pace, Adrian, și pace tuturor care ne urmăresc. Bună seara tuturor și mulțumesc pentru invitație. Este o onoare să pot să fiu aici și să inspirăm tinerii și nu numai tinerii din această seară care ne urmăresc. Eu sunt Ionuț Ungureanu, cum ai spus tu, și pot să spun că sunt aici și asta este o binecuvântare. Mi-a plăcut foarte mult că ai început cu mulțumire și cred că orice începem bine atunci când începem prin a mulțumi că avem această șansă. Ce să spun când vine vorba de cum a lucrat Dumnezeu, să răspund la întrebarea ta, cum a lucrat Dumnezeu în viața mea, pot să spun printr-un singur cuvânt, miraculos. Și cred că asta cuprinde, pot să spun așa, puterea, iubirea și tot ce a făcut Dumnezeu în viața mea până acum. Iar legat de părinți, de dragostea de părinți, este o poveste foarte, foarte lungă, cred că ia foarte mult timp. Mă întorc la copilărie, ai spus să spun despre copilăria mea, da, așa este, am avut o copilărie foarte grea, însă nimic în viață nu se câștigă ușor, mai ales mântuirea. Noi credem sau noi vrem să fim mântuiți, însă nu toți vrem să plătim prețul mântuirii. Și se spune și se predică în biserică foarte multe lucruri care sunt utile, însă nu se spune că mântuirea de fapt nu se primește atât de ușor cât noi credem, nu numai când am acceptat, dar și când înfăptuim. Și mântuirea vine prin înfăptuire și atunci noi suntem chemați să facem fapte, cum ai menționat și mai devreme, chiar înainte să intrăm live. Eu cred că Dumnezeu în viața mea a lucrat miraculos și în același timp, chiar dacă am avut o copilărie foarte grea, am fost pus la încercare, am trecut foarte multe teste, care astăzi, să spun așa, mă definește și mi-am ales să rămân pe cale, chiar dacă a fost foarte greu. În vremurile noastre, Adrian, foarte mulți tineri încearcă să rămână, foarte mulți nu, dar e foarte greu să rămâi dacă nu ești sau dacă nu ai o inimă pură. Sau o inimă cu iubire de Dumnezeu, nu cu frică de Dumnezeu. Eu cred că trebuie să educăm tinerii în toată lumea, nu să trăiască cu frică de Dumnezeu, ci cu iubire de Dumnezeu. Oamenii astăzi nu păcătuiesc din frică să nu, ci ar trebui să nu mai facă din iubire față de Dumnezeu, din iubire față de aproapele nostru. Și asta este filozofia care mă ghidează pe mine în viață. Și niciodată n-am avut frică de Dumnezeu, am avut iubire de Dumnezeu. Și asta înseamnă că tu, când ai iubire față de ceilalți, iubire față de Creatorul, tu nu ai cum să fii o persoană care face rău. Chiar dacă greșești, este diferit. Chiar dacă nu ai intenționat să greșești și ai învățat din greșeală și mergi mai departe și nu mai înfăptuiești, tu ai șanse să rămâi pe cale. Și eu cred că ar trebui să lucrăm la iubirea față de Dumnezeu și să nu mai dezvoltăm acea frică. Mulți oameni zic că nu fac asta că mi-e frică de Domnul. Nu fac asta că am iubire față de Domnul.
Și asta cred eu, asta este filozofia vieții mele. Am crescut într-o familie, am născut la Lugoj, județul Timiș. Am crescut într-o familie foarte, să spun așa, săracă. Tata, probleme cu alcoolul, m-am născut într-o familie din lume, zic eu așa, adică lumească. M-am născut la ortodox, părinții mei erau ortodoxi, dar nu practicanți. Poate cei care ne ascultă știu ce înseamnă să fii de orice religie să nu practici. Este foarte comun în ziua de astăzi. Iar am avut o start, să zic, al vieții, nu greu, foarte greu. Am făcut foamea. Tata lucra în construcții, fiind alcoolic, probleme cu alcoolul, aducea acasă foarte puțin sau nimic. Iar mama, casnică. Și atunci mama avea grijă de noi, lucra cu ziua. Foarte, foarte, foarte greu. Mergeam la școală fără mâncare. Da. La un moment dat ne povesteai despre... Povesteai faptul cum ai plecat la lucru și din ceea ce aduceai acolo unde mergeai, unde erai trimis cu ziua, atunci când erai copil, aduceai mâncare acasă ca să fiți, ca să aibă mama voastră ce să vă pună pe masă. Este adevărat? Exact. Da, a fost o perioadă din viața noastră foarte grea în care tata nu a mai avut de lucru din cauza băuturii, iar eu am fost nevoit să abandonez școala și să merg la lucru cu ziua. Așa este, și nu pe bani, ci pe alimente. Atunci a fost momentul în care eu am conștientizat cât de important este rolul în familie și de responsabilitate. Atunci, să spun așa, am conștientizat responsabilitatea cât este de mare și pentru mine atunci a fost o responsabilitate enormă. Așa este, da, duceam acasă alimente, țin minte și acum, ce îmi dădea și mie în plasă, că îmi punea într-o traistă de acolo omul la care mergeam și aveam grijă de animale, aveam grijă de la cultură, în grădină, așa m-au învățat foarte, foarte multe lucruri care m-au, pot să spun, de aia m-au ajutat să rămân o persoană umilă, o persoană modestă, chiar dacă astăzi sunt unde sunt și am ajuns să practic anumite lucruri sau să trăiesc viața într-un anumit fel. Nu am uitat de unde am plecat și, cum am spus, chiar înainte să începem, eu cred că noi toți rămânem frumoși, indiferent de vârstă, indiferent de ce poziție avem în societate, atunci când avem pe Dumnezeu în inimă. Și cred că la asta suntem toți invitați și la asta trebuie să lucrăm cel mai mult, să rămânem aproape. Amin, amin. Este foarte interesant faptul cum Dumnezeu, în primul rând, a lucrat în viața voastră și ca și copii, știu că la un moment dat ați fost abandonați de părinți, la vârsta de 14 ani, după câte am înțeles, ați fost abandonați de părinți. Aș vrea să ne spui cum ai simțit prezența lui Dumnezeu cu voi, că voi ați fost niște supraviețuitori, abandonați la 14 ani, lăsați într-o iarnă, erați părăsiți de părinți și totuși din mărturia pe care am ascultat-o, tu ți-ai iertat părinții și ți-ai primit părinții, chiar dacă ați fost abandonați atunci definitiv, ați ajuns la să fiți crescuți la o casă de copii, dar 3 luni de zile ați locuit singuri, ați încercat, ați dus foamea, v-ați chinuit. Poți să ne spui mai multe despre cum s-a întâmplat? Da, da, acel episod pot să spun că este punctul culminant al copilăriei noastre, în care Dumnezeu atunci își arată puterea. Și eu cred că niciodată nu ne lasă și sau nu ne dă mai mult decât noi putem să ducem. Dar noi ce facem? Pentru că nu credem îndeajuns, în încercare dăm înapoi. Foarte puțin merg înainte. Și noi atunci, fiind copii, am fost călăuziți, am crezut cu tărie și cred și voi crede în continuare că noi am fost ghidați să nu luăm pe căi greșite. Foarte, foarte mult se pierd. Iar noi atunci am avut un șoc, a fost un impact foarte mare. Dacă a fost greu cu părinții, a fost foarte greu fără părinți. Și asta pentru noi a fost un mesaj, de un semnal de alarmă, în care 3 luni de zile, până când au descoperit autoritățile că am fost abandonați, noi pur și simplu am supraviețuit. Și când Dumnezeu ne-a ghidat sau când Dumnezeu și-a făcut simțită prezența, a fost prin, spun așa, prin vecinii din sat sau prin oamenii de pe lângă noi, care, la care la un moment dat, neavând în control și dormind
fără să mâncăm, a trebuit să mergem în spate la ușă să cerem o bucată de pâine. Și atunci am înțeles un lucru foarte minunat, că Dumnezeu lucrează prin oameni. Și are foarte mult sens că lucrează prin noi. Noi suntem mesingerii, noi suntem cei care suntem trimiși să aducem valoare în această lume, să creăm lumină sau să adăugăm lumină sau să propovăduim adevărul, să ducem mai departe ceea ce noi am învățat, dacă am învățat și am crescut, adică lângă Dumnezeu. Știți, când vorbesc că Dumnezeu lucrează prin oameni, noi am fost ajutați de vecini, de oameni din sat, mi s-a dat și nouă acolo cât au putut, cât au putut, până când au văzut că părinții nu se mai întorc și au sunat autoritățile, unde am fost preluați și am fost, să spune, instituționalizați, am fost puși într-un sistem de urgență chiar la Timișoara, iar de acolo am fost duși în plasament și eventual apoi la un alt centru de copii. Vreau să spun că Dumnezeu lucrează prin oameni pentru că așa l-a trimis și pe Moise, așa l-a trimis și pe Iosif, așa l-a trimis foarte și pe David, foarte mulți oameni a trimis acolo unde el a vrut să creeze un impact și să lase, să spun așa, un mesaj oamenilor. Eu acum când mă duc în satul unde am crescut și lumea, unde mă știe lumea, eu când merg, oamenii se închină la fizic, oamenii nu le vine să creadă că Dumnezeu este atât de mare și oamenii s-au schimbat prin lucrarea lui Dumnezeu în viața mea. Și pentru mine este o, cum să spun, eu când merg mă închin în fața lor pentru că nu vine să cred cum mă tratează acei oameni. Și respectul lor față de mine și iubirea care o au și stima care o au, pentru că știu de unde am plecat, eram cei mai săraci din sat. Nu ne dă nimeni nicio șansă, Adrian, dar știi ceva? Când ești sau când treci prin cele mai mari încercări și nimeni nu vede sau nu-ți dă un ajutor, noi tot timpul îl avem. Atunci când credem. Amin. Acela este Domnul Iisus, acela este Dumnezeu. Și noi suntem de fapt mai puternici decât noi credem, dar noi ne conștientizăm. Și îmi place să cred că dacă noi vom crede, noi putem depăși absolut orice obstacol. Și așa s-a întâmplat în viața mea. Da, am ajuns, am studiat, am facultate, două mastere, dar eu singur nu este meritul meu. Am primit înțelepciune și dacă eu ceva am cerut de la Dumnezeu, n-am cerut o viață mai ușoară de ea. Am cerut înțelepciune tot timpul. Să mă ghideze, să pot să aleg cu înțelepciune. Eu, ca uman, am potențial limitat, însă, cum am spus, Dumnezeu cum lucrează? Miraculos. Și așa a lucrat și în viața mea. Așa am depășit și acea perioadă foarte grea. Amin. Mă gândeam în seara aceasta, sunt atâția tineri care au parte de tot ce au nevoie. Poate mult peste decât ar avea nevoie. Și totuși mulți dintre ei ajung pe căi greșite. Mulți dintre ei iau hotărâri greșite. Au pierderi în viață. Și totuși mă gândeam în seara aceasta, eu în seara aceasta nu văd decât minunea lui Dumnezeu. Eu atât pot să spun. Faptul să fii părăsit și tu și sora ta, să fiți părăsiți la 14 ani, mi-aduceam aminte că spuneai că ați plecat ca și copii să urmăriți pe părinții voștri, ai venit acasă, ai simțit la un moment dat un gol. Faptul că ți-ai dat seama de la poartă că ceva nu mai este în regulă, veneai de la lucru și era o liniște mare, ai intrat în casă și te-ai trezit cu casa goală. Ați luat-o înspre să căutați pe părinții voștri, deja erau la tren și nici n-ați mai dat de ei, că plecaseră deja. Și de atunci, în toată povestea asta, cât timp nu ați mai văzut părinții voștri, cât timp a fost? Cât timp a durat? Până când i-am văzut, foarte mulți ani, din 2004, i-am văzut undeva la, cred că în 2007, când am fost duși la tribunal, am fost puși în fața lor să fim luați din nou de către ei, iar ei au răspuns că nu au posibilitate și că nu se poate. Atunci a fost iar un eveniment foarte, foarte important în viața noastră, în care, să spun așa, ni s-a mărat o bucurie, noi credeam că vom fi luați acasă. Iar eu cred că în toate astea, mereu am spus și o voi spune cu una pe inimă, că deși la vremea respectivă am judecat părinții sau cel puțin am supărat pe ei, am putut să înțeleg peste ani lucrarea și planul lui Dumnezeu în viața mea. Ca să pot să ajung unde sunt astăzi, a trebuit să trec printre niște încercări.
dintre niște texte. Și eu cred că Dumnezeu a avut un plan mai mare decât noi am putut să înțelegem, sau cel puțin părinții mei, atunci, la vremea potrivită. Au trecut aproape 4 ani de zile în distanța în care noi ne-am văzut din nou părinții, iar apoi a fost din nou tot așa o perioadă de 2-3 până când am luat legătura din nou cu ei, consistent ca să putem apoi să-i ajutăm. I-am ajutat foarte mult chiar până și în ziua de astăzi. Mama a plecat, cred și vreau să cred că într-un loc mai bun, iar tata încă este aici și îl ajutăm cu ceea ce putem în măsurile pe care le avem. Știi, gândul acesta din seara aceasta, pentru că noi suntem în direct, tot ce se face aici este în direct, dar m-a dus cu un singur gând la Iosif. Iosif a fost părăsit, vândut de frații săi, părăsit, el n-a înțeles prea bine atunci tot ce se, poate oricare ar fi fost dintre noi, mă gândesc la voi, poate nici voi n-ați înțeles toată lucrarea aceasta lui Dumnezeu, de ce a fost așa să se întâmple, de ce ați fost părăsiți de părinți. Este foarte greu să-ți dai seama, eu întotdeauna am simțit față de părinți, deci părinții mei au avut o dragoste foarte mare pentru noi ca și copii, întotdeauna s-au interesat de noi, întotdeauna au fost și acum la vârsta aceasta le pasă de noi și așa, și nu pot să-mi închipui câteodată felul acesta de a fi, cum de v-au părăsit. Mă duce cu gândul la Iosif, care a fost părăsit de frați, a fost părăsit, uitat la un moment dat, era hotărârea de, adică tot ce s-a întâmplat cu Iosif este o pildă de fapt pentru noi toți. Dar mă uit la un lucru, îmi dau seama că în tot acest timp Dumnezeu a fost cu el și așa cum a fost și cu voi, și cu tine și cu sora ta, chiar dacă ați fost părăsiți de părinți, dar Dumnezeu nu v-a părăsit. Ați fost și voi trecuți prin toată această, prin toate aceste probleme, la un moment dat povesteai despre munca ta cu animalele, care era destul de grea, povesteai despre faptul că părinții, adică cei la care lucrai, suportai anumite consecințe, că era greu, era, nu era simplu, ai îndurat bătăi, ai îndurat... Aș vrea să ne vorbești un pic despre, după ce v-au luat autoritățile și ați ajuns pe mâna statului, cum a decurs totul de acolo? Sistemul din România este un sistem destul, încă, să zic eu, sau vreau să cred, în restructurare, adică încă se poate îmbunătăți mult mai bine. După anii 90 a avut o schimbare majoră, însă nu a fost cum noi ne-am dorit. Sunt niște condiții care sistemul le impune, indiferent de unde vii, cine ești și așa mai departe, dacă ești fată sau băiat. A fost o perioadă, să spun așa, foarte drastică la început, pentru că noi, ca și copii, libertini și mai ales trăind de unii singuri, ne-a fost foarte greu să ne acomodăm unui sistem. Adică e foarte greu să fii instituționalizat, disciplina este pe primul loc, programul și așa mai departe, uniformele, te îmbraci într-o anumită măsură, trebuie să te comporți într-o anumită măsură, adică fată, băiat, ești un scurt, nu mai ai, ți se pierde oarecum identitatea, adică ți se ia oarecum, să spun așa, și ești pus într-un sistem în care, da, ești acolo, adică îi face pe toți egali. Și a fost o perioadă pentru noi de tranziție foarte mare, însă de câteva luni de zile până când ne-am conștientizat că, de fapt, pentru noi este o binecuvântare. Și pentru noi o spun și acum, și am spus-o de atunci, chiar dacă nu ne-a plăcut ce am copilărit, a fost o binecuvântare, pentru că am fost puși într-un sistem în care am avut contact cu oameni care totuși le-a păsat de soarta noastră sau de viitorul nostru și ne-au îndrumat așa cum au putut ei. Pot să spun personal că am fost ghidat și am fost îndrumat tot timpul și am simțit această, să spun, nu neapărat mână pe umăr, dar acest sprijin, pot să spun așa, un sprijin în toată viața mea, în toate călătorile pe care am avut, toate experiențele pe care le-am avut și experiența la casă de copii sau la orfelinat a fost o binecuvântare, pentru că acolo a fost și perioada în care eu am putut să-mi deschid inima, să înțeleg puterea lui Dumnezeu sau, mai mult, să spun așa diferit, să pot să-L cunosc.
într-adevăr pe Dumnezeu și să-mi dau seama că de fapt a fost cu mine chiar dacă eu nu știam. Amin. Vreau să menționez ceva foarte important aici. Am început să citesc Biblia când am avut 17 ani, dar înainte de asta noi aveam niște vecini în satul în care am copilărit, în care veneau, ziceam noi, frații din alte orașe, chiar de la Timișoara, erau câțiva, așa cum ați minte, parcă mai erau câțiva care veneau. Și dacă spuneai ceva din Biblie sau știai un verset sau cântai sau ceva, ei dădeau ceva. Eram copii, 5-6 ani, țin minte și acum. Și atunci mama cu tata mergeau mai mult de rușine vecinilor. Era o casă în care se adunare, sau cum se spunea atunci, în care se strângeau oameni la rugăciune și o cântare. 2-3 ore acolo ținea, 2 ore, cred. Dar noi mergeam și erau Noile Testamente și era și eram, să spun așa, curioși, pot să spun, eram curios, îmi țin minte și acum, și vreau să învăț, pentru că ei, așa cum îmi explicau ei despre Domnul Iisus, despre Dumnezeu și așa mai departe, mă făcea să văd ceva ce noi nu trăiam atunci, în realitate, adică de viața zi cu zi. Acum am răspuns la început, am avut probleme, o familie cu multe probleme, chiar și violență, pe lângă sărăcie și alte probleme. Și atunci ce mi-a explicat ei era ceva wow. Atunci n-am putut să percep cum percep acum, însă mereu mă conectez la acele vremuri, când aveam 5-6 ani și mergeam și spuneam un verset sau spuneam o poezie sau știam ceva și ne dădea ceva, ținile și acum ne dădea ceva în schimb. Apoi, pe parcurs, când la casă de copii, a fost cea mai grea și în același timp cea mai bună perioadă din viața mea, în care eu mi s-au deschis ochii, pot să spun. Am putut să văd, am putut să simt. Am putut să mă nasc din nou, să spun în alte cuvinte, dacă îmi permiți. Amin. Chiar așa s-a întâmplat și la propriu și la spiritual. Vreau să menționez ceva de Iosif, legat de perioada din casa de copii. Foarte mult se asimilează, foarte similă povestea mea cu ce s-a întâmplat la Iosif. Însă vreau să repet ceva ce eu am învățat de la Iosif și am practicat și practic. Dacă v-ați uitat și cum știți povestea lui Iosif, dacă ceva a avut Iosif și a făcut, dacă ceva a făcut care l-a pus acolo unde a ajuns, unul este că Dumnezeu a lucrat la inima lui și Dumnezeu nu lucrează neapărat cu mintea, ne dă înțelepciune, dar Dumnezeu vede și lucrează cu inima omului. Dumnezeu a creat mintea și dacă vă uitați este un mecanism automatizat. Dar unde Dumnezeu se concentrează cel mai mult este la inima noastră. Pentru că faptele noastre nu vin din minte, vin din inimă. Amin. Și atunci Dumnezeu a creat acest mecanism uimitor, mintea, l-a automatizat și unde lucrează cel mai mult este cu inima. Dacă Iosif nu și-ar fi iertat părinții sau nu ar fi avut putere să-și ierte în cazul lui neapărat părinții, frații, Dumnezeu consider că nu i-ar fi dat locul care îi se merita. Dar pentru că Dumnezeu a lucrat la inima lui și i-a citit inima și i-a iertat, a avut această putere, pentru că iertarea, de fapt, este cea mai plină, cea mai mare virtute spirituală. Da? Tot spun iubire, iubire, da, dar iertarea, ce a făcut Domnul Iisus pentru noi? Ne-a iertat pe toți. Este o virtute, este un exemplu și cred că exemplu cel mai mare. Dacă noi facem măcar asta, nu ai cum să n-ajungi acolo unde dorești. Și Iosif asta a făcut. Și a iertat frații și ce a făcut Dumnezeu în viața lui? Miracol. Unde l-a pus? Maxim, unde putea cel mai mult să fie. Acolo l-a pus. De ce? Pentru că el a citit inima, a lucrat cu inima lui Iosif. Și așa și în cazul meu. Chiar mă gândeam și părinții au plâns și plâng multă vreme să iertăm pentru ce am făcut. Și eu mi-am făcut partea mea. I-am spus, trebuie să lucrezi la tine însuți și cum percepi tu ce ai făcut. Dar din partea mea am înțeles perfect. Și este foarte greu să ierți până când accepți să ierți sau vrei să ierți. Și iertarea, cum repet, este o virtute spirituală care cred că o calitate spirituală care cred că ar trebui însușită de noua generație, de noi tinerii. Dar nu numai neapărat să ne iertăm părinții, dar în general pe toată lumea. Și asta e exemplu colegat la Iosif, că mi-a spus ceva despre povestea lui. Și asta s-a întâmplat și în cazul meu și iertarea m-a făcut să devin liber. Și nu puteam să iert dacă nu aș fi cunoscut pe Iisus, pe Domnul Iisus, mesajul care l-a transmis și cum a făcut-o. Și atunci cine suntem noi să nu iertăm dacă cineva ne greșește? Asta este. De asta zic că noi trebuie să lucrăm foarte mult, să începem să simțim mai mult, Adrian. Și să nu neapărat să gândim mai puțin, dar suntem prea mult aici și mai puțin aici. Noi, dacă vrem cu adevărat să schimbăm generația care merge, să rămânem într-o lume mai bună, noi trebuie să simțim mai mult.
și te gândim mai puțin, suntem foarte mult aici. Și de aceea și toate conflictele care apar în generația de astăzi, să spun așa. Chiar și în biserică, nu mai vorbesc în lume. Amin. Foarte, foarte frumos, Ionuț. Uimitor. Iertarea este... este foarte importantă în viața creștinului. Și... dacă noi n-am învățat să iertăm, de fapt, suntem împotriva lui Dumnezeu. Cum ai simțit și ce ai simțit atunci când ți-ai zărit părinții tăi după atâta timp? Și cel mai mare lucru, ce ai simțit atunci când ai iertat cu toată inima ta pe părinții tăi? Da, două întrebări care îmi fac, cum se zice, părul găină, să zice, așa se zicea la noi. Da, două întrebări care mă emoționează foarte mult. În prima, când mi-a revăzut părinții prima oară, eram supărat pe ei. Când am reușit să-i văd a doua oară, deja am început să citesc Biblia și să merg la biserică și să înțeleg cel puțin ce vrea să-mi transmită. Da, Biblia nu neapărat, nu practicam încă. Însă când am reușit să iert, cum am spus, din toată inima și să mă iert pe mine, că am judecat foarte, foarte mult timp, scuze, atunci, știi, senzația, o spunem în cuvinte, dar trebuie să o practici ca să o simți, este de ușurare, de eliberare. Pot să spun, asta este cuvântul, de eliberare. Te simți liber, te simți ușor, ca o pană. Și când am spus și repet că am o pace interioară, este cea mai valoroasă de pe pământ. Atunci când tu ești în armonie cu cine ești tu și cu ceea ce faci. Și cred că noi la asta trebuie să lucrăm foarte, foarte mult. Și ne trebuie curaj ca să iertăm. Ne trebuie curaj. Și dacă o calitate a creștinului, sunt foarte multe calități care ar trebui odată să facem, poate aș putea să vin la Timișoara, ne binecuvânteze Dumnezeu să vin să facem o emisiune despre calitățile sau virtuțile spirituale ale unui creștin în ziua de astăzi. Și ar putea implementa tinerii ca exemplu în viețile lor. Eu cred că este curajul. Și un exemplu de curaj, sunt foarte multe în Biblie, este David. Mai știi ce a făcut, nu? Cum ești cu preaștia? Dacă nu era Domnul cu el, dacă nu era Dumnezeu cu el, dacă nu îl ghida Dumnezeu, el cu puterea lui de uman era oricum limitat. Noi trebuie să avem curaj să iertăm. Noi trebuie să avem curaj să credem. Noi nu credem unde a ajuns astăzi. Și când Dumnezeu a spus, Dumnezeu a spus că dacă voi creați crede, cât un grăunte, nu? Cât un bob de muștar. Vă dați seama ce? Nimic, foarte mic. Ați putea să mușcați munții. Noi nu credem, cel mai mulți dintre noi nu credem. De aceea nu se întâmplă. Dumnezeu lucrează și astăzi. Lucrează la fel cum a lucrat acum 2000 de ani și înainte de 2000 de ani. Și acum 6000 de ani și așa mai departe. Lucrează, dar noi nu mai credem. De asta nu mai vedem lucrările lui, mesajul lui sau minunea care trebuie să o facă în viața noastră. Și în viața mea a făcut-o acum 10 ani, a făcut-o acum 15 ani, a făcut-o de când m-am născut și o va face în continuare. A făcut-o și anul trecut, am o problemă de sănătate foarte mari și era să mor de două ori, mi s-a dat o șansă. Mi s-a comunicat că sunt aici cu un scop și trebuie să duc mai departe un mesaj. De aceea noi trebuie să conștientizăm și să ne autoresponsabilizăm că dacă noi intrăm în casa Domnului, nu poți să intri oricum. Nu poți să fii oricum. Noi nu suntem încă îndeajuns de responsabili. Nu avem însă încă acel curaj de a ierta, de a merge mai departe, de a crede chiar și dacă trebuie să rămâi singur. Mă refer singur de cei din lume. Ne este foarte greu să alegem pe Dumnezeu și nu lumea, pentru că suntem de lume și veniți din lume. Dar noi trebuie, repet, să plătim acel preț. Este un preț. Și dacă vă uitați înapoi, toți cei care au vrut să-L urmărească pe Dumnezeu și L-au acceptat pe Domnul Iisus ca Mântuitor, au plătit prețul lor. Mă refer și la apostol, mă refer și la cei din Vechiul Testament. Există un preț. Nu vine, adică trebuie să facem partea noastră, asta vreau să spun. Trebuie, suntem chemați la iertare, suntem chemați la propovăduire, suntem chemați la iubire. De asta am spus, trăiește, iubește, visează cu Ionuț Ungureanu. Tinerii din ziua de azi, Adrian, nu mai știu să trăiască. Ei supraviețuiesc doar.
Adică ei sunt foarte mult aici în tehnologia care, de fapt, te face, te anulează simțurile. Și de aceea noi trebuie să trăim la maxim, să trăim cu iubire, să visăm. Noi când visăm, noi trăim cu adevărat. Tinerii din ziua de azi, Adrian, nu mai au putere să viseze. Au uitat să mai viseze. De fapt, ei nici nu se mai gândesc ce vor să facă, adică ce vor să creeze pentru o lume mai bună. Și atunci, normal că avem nevoie de exemple, avem nevoie de oameni, cum a fost și în Biblie, cum a fost și înainte de asta, cum a fost prorocii, cum a fost Isaia, cum a fost cel care a preluat călătoria lui Mose, că acum îmi scapă, tânărul acela care a fost, scapă acum. Te rog, ajută-mă, da, Joshua, da. Iosua. Joshua, nu? Joshua, da. Joshua, exact. Noi avem nevoie de astfel de tine care să duc mai departe și cred că tu ești unul dintre acei, când te-am văzut și te-am urmărit, așa puțin că te cunosc, pot să spun că tu ești unul dintre tinerii ca Joshua, da, care duce mai departe. Spun Joshua că am citit în engleză de 3 ori Biblia și odată în limba română. Da. Noi suntem chemați la asta și cred că Dumnezeu în viața mea, repet, a făcut o minune și eu, cum ai spus tu, sunt o minune a lui Dumnezeu astăzi. Amin. Amin. Slavă lui Dumnezeu pentru toate aceste cuvinte. Da, este important ca toți tinerii care sunt prezenți în seara aceasta să privească din nou viața cu alți ochi. Prea puțin în seara aceasta am vorbit despre multele greutăți pe care le-ai îndurat. Dar toate aceste lucruri, aceste greutăți pe care le-ai îndurat, Dumnezeu te-a întărit. Chiar dacă ai lucrat cu animale într-o perioadă în care nu aveați din ce să trăiți și mult timp ai lucrat și ai mers chiar și cu oile și la vaci și unde ați mai fost, Dumnezeu a fost cu tine acolo întotdeauna și Dumnezeu a zis copilul acesta merită mai mult. Știi ce văd în seara aceasta? Am văzut că Dumnezeu își duce la îndeplinire ceea ce Iisus Hristos ne-a făgăduit și ne-a spus, aveți credință. Credința ta te-a purtat, Dumnezeu te-a purtat prin credința pe care ai avut-o față de El. Întotdeauna știm că ai încheiat legământ cu Dumnezeu și chiar dacă părinții tăi au fost ortodoxi, din nou acest lucru mi-a atras atenția. Faptul că Dumnezeu s-a ocupat de tine în toate problemele care le aveați. Dumnezeu a fost cu voi, s-a ocupat de voi. După aceea, urmărind interviul de pe A7 TV, am văzut acolo că la un moment dat spuneai despre faptul că erai unul din cei mai buni elevi. Ce te-a motivat să înveți? Vrem să ajungem și aici. Da, cred că foamea, dorința de a face ceva cu viața mea, ceea ce părinții mei nu au reușit atunci să facă. Am fost, să spun, când am fost tânăr, am fost îndrumat să merg la teologie, așa mi se spunea atunci, că aș fi avut potențial să devin pastor de biserică. Iar eu am ales atunci să merg la Facultatea de Geografie la București, nu la teologie, din motive personale, atunci țin minte descoperite de mine. Iar ce m-a motivat să învăț și să fiu cel mai bun în ceea ce fac, am fost printre cei mai buni la învățătură, așa este, mai ales la liceu și facultate, a fost, cum am spus, dorința de a face ceva cu viața mea, de a mă salva și, repet, dacă am cerut ceva de la Dumnezeu, țin minte în acea perioadă, n-am cerut niciodată o viață mai ușoară, ci curaj să trec peste încercări și cel mai mult înțelepciune. Eu cred că Dumnezeu și-a arătat miracolul în cazul meu și, cum am spus, am avut foarte multe încercări în facultate în care am fost pus în fața faptului împlinit și de acolo am reușit să trec
peste orice test, peste orice examen, peste absolut tot ce a fost. Dar eu nu numai că am învățat să trec, eu credeam că voi trece peste. Și ce crezi că am făcut? Am trecut. De asta cred că pentru noi, nu neapărat, nu numai creștinii, pentru noi toți oamenii, credința joacă un rol fundamental. Este fundația, exact ca la o casă. Că nu poți să faci o casă fără fundație, poți să o faci, dar cel mai probabil nu rezistă foarte mult, nu? Ei bine, așa cu noi creștinii, credința este cea mai importantă, cred că, pentru fundație. Și eu am crezut foarte mult că Dumnezeu mă ghidează și m-a ghidat. Și am și muncit. Adică, eu cred că la Dumnezeu nu-i plac oamenii leneși, Adrian. Și e foarte mulți tineri din ziua de astăzi, știi ce sunt? Foarte bine ai spus. Sunt leneși. Da. Și punctez asta pentru că mereu am spus, niciodată nu voi spune lucruri care să fiu plăcut sau să fiu umbrăț, voi spune ceea ce simt și ce cred, dar generația de astăzi este foarte leneș în ce privește calea, în ce privește munca și efortul și disciplina și tot ce să facem noi ca să urmăm cuvântul lui Dumnezeu. Și oamenii, când spun leneș, mă refer leneș spiritual și leneș mental, pentru că ei nu se mai pun în poziția aceea de a face efortul, de a se duce mai departe. Cred că mai țineți minte pe Isaia, nu? Din toți prorocii din vechime, Isaia a avut ceva special. Isaia a fost, nu numai că prin el s-a dat și mesajul cu 6.000 de ani înainte să se nască Domnul Iisus, ceva, nu? 6.000 erau, 600. Ceva acolo, oricum. 600. Încerc, mulțumesc, da. 600 de ani înainte a fost înștiințat că se va naște, nu? Că prin el a fost dat mesajul. Îți dai seama tu să fii ales ca proroc să primești acest mesaj, această înștiințare, trebuie să ai o anumită conduită. Tinerii din ziua de astăzi nu mai au aceeași conduită. Și nu mai au direcția aceea. Și noi suntem trași la răspundere să, prin exemplul nostru sau prin viața noastră sau prin trăirile noastre, să ducem mai departe lucrarea. Și de aceea spun că tinerii sunt foarte confortabili. Dar de ce? Că au din abundanță. Au mai mult decât au nevoie, Adrian. Și asta nu-i ajută. Îi trage în jos. Sau dacă au, nu mulțumesc pentru ceea ce au. Știi ce fac? Cer mai mult. Și la Dumnezeu nu-i plac oamenii care nu mulțumesc pentru ceea ce au. Și știi ce face? Îi se ia. Poate știți exemplu. Acelui ce, da? Asta este exemplul cel mai bun, cred. De aceea noi trăim într-o generație de nemulțumiți. Trăim într-o generație în care nu mai conștientizăm sau nu mai dezvoltăm virtuțile spirituale. Ce sunt alea virtuți spirituale? Ce despre ce vorbești, Domnule? Adică nu se mai cultivă lucrul acesta. Avem alte, în ziua de astăzi avem alte interese, pot să spun așa? Adică nu mai e la modă. Și eu cred că tocmai ar trebui să conștientizăm asta pentru că trăim în vremuri foarte grele. Dar, Adrian, următorii ani sunt cruciali pentru noi. Următorii 5 ani, 3-5 ani sunt cheie pentru oricine vrea să facă ceva diferit în viața lui. Mă refer în viața lui spirituală, în viața lui personală, în viața lui cu Dumnezeu, în comunitate, în biserică, în ce vrea el. Sunt cruciali. Ori acum, ori rămâi în urmă. Și se dau semnale de ceva ani de zile. Adrian, dar cine să le vadă? Pentru că suntem ocupați cu această tehnologie, care știi ce face de cele mai multe ori? Ne orbește. Știi când? Când ne distanțăm de Dumnezeu, când nu mai suntem în rugăciune, când nu mai postim, când nu mai simțim, când nu mai rămânem conectați la iubirea lui Dumnezeu, atunci ne depărtăm. Și ce facem? Avem ochi și nu vedem, avem urechi și nu auzim. Și eu cred că asta, cu cât ne îndepărtăm de Dumnezeu și intrăm mai mult în lume, riscăm să pățim ca Samson, cred că știi episodul, nu? Lui Samson. El nu s-a mulțumit cu ce avea el. A zis, aduceți-mi-o. El a vrut mai mult decât Dumnezeu i-a dat. Și ce crezi că a făcut? Dumnezeu l-a lăsat. Și tocmai asta a fost și testul și exemplu. Dumnezeu ne lasă, ne încearcă. Și cum a spus, să uite la inima noastră. Noi ar trebui să ne curățim inimile și să lucrăm la asta. Și să punem, să dezvoltăm, să plantăm în inimile noastre pace, iubire, iertare. Noi nu mai știm, dacă tu întrebi un tânăr în ziua de azi ce ai tu în inima ta, el nu știe să răspundă. Dacă îl întrebi ce ai în mintea ta, el știe să spună. Și spune foarte multe. Dar asta nu că le are el, li se dă, îi se dau lucrurile astea. Dar în inimă trebuie să lucrezi tu. De asta e diferența. Și îmi place foarte mult să dau exemplu acesta pentru că mi-a luat foarte mulți ani și mi-a foarte mult timp să mă cultiv în acest fel.
Și pot să spun că prin străinătate mi-a fost foarte greu să rămân pe calea. Adrian, este foarte greu în străinătate. Este foarte greu printre străini, pentru că te îndepărtezi de învățătura. Nu vreau să spun sau nu sunt în măsură să spun că învățătura pentru că sala este cea mai bună, pentru că cine sunt în măsură să spun lucrul acesta, dar ne îndepărtăm de învățătura sănătoasă. Pot să spun așa, dacă îmi permiți. No. Învățătura sănătoasă. Așa consider. Ce mai era un lucru interesant care l-am observat, foarte mulți, să zicem, copii sau tineri sau oameni, în momentul încercării, se răzvrătesc împotriva lui Dumnezeu. Se răzvrătesc, există o răzvrătire. Iar voi v-ați apropiat de Dumnezeu în toate încercările, lipsuri, foame, toate acestea, voi v-ați apropiat de Dumnezeu. Ai simțit că ai nevoie de ceva mai sus decât... Ai simțit că trebuie să-ți pui... Ați fost ortodox și eu am fost ortodox. Știu ceea ce se practică acolo, exact ca și cum știi și tu. Nimic. Asta este exemplul meu, nimic. Eu nu am fost, nu eram, nu umblam, nu făceam nimic, până m-am întâlnit cu Dumnezeu. Și când m-am întâlnit cu Dumnezeu, am observat în viața mea, și m-am întâlnit cu Dumnezeu într-o perioadă critică din viața mea, când am fost foarte bolnav. Dacă n-aș fi fost bolnav, poate n-aș fi cunoscut pe Dumnezeu. Din păcate s-a întâmplat așa. Și acest lucru m-a uimit, pentru că chiar în încercările voastre, chiar în problemele voastre, voi v-ați apropiat de Dumnezeu. Ce ai simțit atunci când ai făcut legământ cu Domnul? Atunci, știi, deci acum eram în liceu, am fost foarte criticat, am fost o perioadă foarte grea, deși alegeam o cale, calea care am simțit-o. Atunci am simțit că am fost înțeles, acceptat, iubit și asta cred că mi-a lipsit foarte, foarte, foarte mult. Așa cum eram eu, pentru că atunci tu când experimentezi abandonul ca și copil, prima întrebare care îți vine îți spune cu ce am greșit, de ce nu sunt iubit, de ce nu sunt acceptat, iar când eu am fost pus sau am ales, chiar ți-mi minte și acum când am intrat în ziua în care am luat botezul și am fost pus să în fața faptului împlinit și am fost pus să aleg și am ales. Și țin minte că atunci când am ales, asta am simțit iubire, acceptare, eliberare, înțelegere, iertare și călăuzire, pentru că mi-a lipsit foarte mult în copilăria mea. Mi-a lipsit foarte mult. Și de atunci încolo am simțit tot timpul lucrul acesta și m-am rugat pentru cei din jurul meu și mă rog în continuare ca și ei să poată să simtă sau să poată sau să experimenteze ce am experimentat eu. Și să știi că atunci când te naști din nou, sau ei puteți sau alegi să te naști din nou, este doar începutul. Și ce urmează este o călătorie care depinde foarte mult de tine și de intențiile tale. Deci mulți tineri cresc în familii creștine, iau botezul, iar apoi ce crezi că face? Nu mai continuă pe care. Ci ușor, ușor se îndepărtează. Dar de ce? Pentru că el nu și-a câștigat acea armură. Avem nevoie de o armură ca să rezistăm. Dar noi nu mai lucrăm la ea. Și atunci nu poți să mergi în război să câștigi cu mâine în buzunar. Trebuie să lupți. O altă calitate care tinerii nu mai au este lupta. Ei nu mai sunt luptători. Ei nu mai își protejează inima. Și atunci e normal că ne îndepărtăm și cădem în alte și dăm în alte lucruri. Și nu mai rămânem cum ar trebui, nu mai dăm lăstarii, nu? De care se spune, sau fructele care se cer. Și eu cred că la asta suntem noi chemați. Așa am simțit atunci și o simt și acum, dacă mă crezi, după atâția ani de zile, Adrian. Și au trecut, câți ani? Am 17, am făcut-o când aveam 17 ani și am 32 ani, acesta fac 32. Și încă mai simt ce am simțit atunci. Îți vine să crezi. Dar asta e muncă. Asta e să citești. Și numai să citești Biblia, cuvântul, că practic este, ce este cuvântul? Este hrană pentru suflet, nu? De asta am spus că suntem mai mult aici și mai puțin aici. Încearcă tu să citești Biblia din minte și încearcă să o citești, să o înțelegi și să o și practici și o citești. E cu totul altceva.
iar noi trebuie să lucrăm foarte mult și să ne antrenăm asta. Se numește, avem nevoie de disciplină ca să rămânem credincioși, Adrian. E foarte ușor să spunem un lucru, e mai greu să-l înfăptuim. Și la asta suntem chemați. Să devenim oameni ai faptelor. Așa consider. Da, este faptul acela când spui, Doamne, în seara aceasta dorm cu Tine în gândul meu. Iar când mă trezesc, mă trezesc tot cu Tine în gândul meu. Asta înseamnă iubire. Asta înseamnă dragoste. Primul gând care îți vine atunci când, sau primul gând, sau ultimul gând când adormi, să fie Dumnezeu. Mă trezesc de Tine de vreme și mă culc cu Tine, Doamne, seara și ascult glasul Tău, vocea Ta, stau cu Tine de vorbă. Dragostea nu poate fi înțeleasă de mulți dacă n-au fost născuți sau cel puțin n-au fost crescuți, ca să spun așa, și în seara aceasta pot vorbi crescuți în modul metaforic să înțeleagă dragostea, așa cum ați fost voi crescuți să înțelegeți dragostea. Dragostea de pentru Dumnezeu. Ați primit din partea Dumnezeu o dragoste care poate mulți n-au încercat-o și n-au observat-o, au trecut pe lângă ea din cauza că n-au primit-o. Dar voi ați primit-o. Chiar dacă n-ați avut copilărie, ați avut o copilărie grea, ați avut încercări, ați suferit abandon, ați trăit o perioadă din viața voastră gândindu-vă ce mai fac părinții voștri dacă mai trăiesc, neîntâlnindu-i poate ani de zile, abandonați și poate în toate încercările voastre n-ați înțeles de ce v-a abandonat, n-ați înțeles poate cu ce putere au abandonat, n-ați înțeles unde este dragostea și totuși voi, ca și copii, ați primit și eu am o soră și de aceea vorbesc din pricina că eu cu sora mea suntem gemeni și știm ce simțim unul pentru altul și la fel și tu cu sora ta știți ce a simțit unul pentru altul și astăzi în continuare cred cu toată tăria că încă simțiți unul pentru altul și ați trecut împreună prin toate încercările, iar Dumnezeu a fost împreună cu voi și a rămas împreună cu voi și astăzi sunteți ceea ce sunteți datorită Lui. Vreau să te mai întreb în ultima parte acestei emisiuni faptul că am văzut că tu ai început o lucrare, că pot să spun așa, o muncă care o faci pentru a ajuta persoanele care trec prin aceeași problemă pe care ai avut-o tu. Aș vrea să ne spui un pic despre ceea ce faci, despre ceea ce ai construit practic din ceea ce Dumnezeu te-a învățat. Da, mulțumesc mult de întrebare, Adrian. Este o întrebare care mă atinge din nou. Mi-a pus niște întrebări care m-au mișcat, așa să spun. Este o lucrare personală și pentru suflet, o lucrare exclusivă pasiunii mele și dorinței mele, să spun așa, care am avut-o când eram copil. Atunci când am fost la casa de copii, mă rugam, țin minte că mergeam și la biserică și mă întorceam de la biserică, mergeam la bătrâni și mă întorceam de la bătrâni și mă rugam că într-o zi mi-aș dori, era visul meu, de asta spun, trăiește, iubește, visează cu Ionuț Ungureanu, era visul meu să pot să ajung într-o poziție să ajut pe cei orfani, așa cum am fost eu. Și mă gândeam că o să fac când o să fiu mare, mă gândeam undeva la 40 de ani. Și în anul 2016, un băiat m-a contactat din Uganda, în Kampala, care este capitala Ugandei, Uganda fiind a treia cea mai săracă țară din lume. A fost cel mai mare război, și ultimul, cel mai recent război civil a fost în Uganda. Foarte, dar foarte mulți copii au rămas abandonați de părinți, pentru că în urma războiului civil oamenii au murit. Și atunci, acest băiat, Paul, mi-a cerut, de fapt, niște bani să-l ajut, să le dau bani de mâncare la acești copii. Atunci aveau 20 ceva de copii, în 2016, astăzi
avem 53 de copii. Din un simplu, să spun, donator sau voluntar al proiectului, am devenit director executiv al casei de copii, se numește Little Angels Children Foundation, în care cu ajutorul Domnului vreau să merg în luna iulie să-i cunosc pe toți copiii. Iar acum ne ocupăm self-founding, adică este un NGO, da, este un charity, este NGO, nu este business. Este self-founding, adică cu ce mă ajută Dumnezeu și pe mine și ce reușesc să fac și de la clienții mei sau și de la alți oameni care spun mai departe mesajul, reușim să dăm mai departe. Avem un buget de $13,000 pe an, ne concentrăm să dăm copiilor mâncare, rechizite, plătim uniforme la școală, medicamente, chiria și atunci când este posibil, cum am creat de 3-4 ani încoace, cina de Crăciun, să simtă și ei, îi educăm sau îi inspirăm să aleagă calea creștină, copiii merg la biserică, cântă, merg la biserică acolo unde putem cu ce avem, iar am creat și o librărie, am reușit, unde am trimis cărți, vrem să trimitem mai multe cărți creștine, chiar și în limba engleză. În luna iulie, cum am spus, cu ajutorul Domnului vreau să merg să inaugurăm librăria și să văd ce altceva mai putem face pentru ei. Visul meu, ca să spun exact ce fac, este să creez o bază sportivă pentru acești copii să dezvolte sportiv, o casă de copii pentru fete și băieți, aceeași casă, adică împărțită în două pe un singur nivel, și o școală privată. Sistemul de educație este foarte, foarte, să spun așa, subdezvoltat. Și aș dori să creăm o școală privată în care, plătit de aici, acolo salariul este undeva la $25-30 pe lună. Imaginați, Adrian, ce putem crea acolo. Și eu am ales zeciuiala mea, sau cum se spune, nu, zeciuiala, adică dar eu, mai mult decât o zeciuială, să o dau acolo. Și am întrebat, Doamne, unde este nevoie mai mare de mine? Unde pot eu contribui cu ceea ce Tu mi-ai dat? Și atunci am ales Uganda. Am putut să o fac și în România, o fac din când în când, la centrul unde am crescut, la Lugoji, însă acolo am fost lovit oarecum de sistem. Și au pus anumite condiții. Și mi-am dat seama că și burocratic, și politic, și economic a fost mult mai greu să creez impactul care Dumnezeu m-a ajutat să-l creez în viața copiilor. Și în Uganda merge totul direct la copii. Nu mai merge prin sistem. Și atunci, dacă eu pot să fac lucrul acesta, am zis, ok, Doamne, dacă acolo mă chem, acolo merg. Și asta este misiunea mea în Uganda, pentru acești copii minunați și doresc să îi creez cu această mentalitate de a da mai departe. De a da înapoi din ceea ce Dumnezeu ne dă nouă. Amin. Și la fel și cu, dacă știi că sunt autor și am o carte, la fel din carte, am zis la început 10%, dar acum banii din carte se duc la, tot ce face de pe carte se duc la copii. Asta este, să spun, Doamne, poți să ne spui un pic de cartea ta? Poți să ne spui un pic de cartea ta? Cum se numește și unde o găsim? Da, se numește Live, Love, Dream. Se numește Trăiește, Iubește, Visează. Anul acesta va fi tradusă și în limba română. Se poate achiziționa de pe Amazon sau pentru cei care doresc le pot trimite prin poștă cu autograf cartea acasă. Toți banii de pe carte merg la cauza din Uganda, este o cauză a sufletului meu. Este prima mea carte, scriu a doua carte cu ajutorul lui Dumnezeu la sfârșitul anului, sper să o termin, să o pot publica la începutul anului următor. Și este un dar, să spun, am primit un dar din partea Domnului acesta de a scrie, de a inspira oamenii și o fac cu dragoste pentru ceilalți. Da, este o carte, ca să spun că v-ai spus să spun ceva despre, în care am scris călătoria mea, ce am învățat și să inspir tinerii să trăiască cu adevărat cu Dumnezeu în inimă, să iubească și atunci când simt că nu pot și să viseze atunci când viața devine chiar viața foarte grea cum este și ziua de astăzi. Atunci când visăm, suntem chiar minunați. Amin. Acum, când vorbeai despre copii, mi-aduceam aminte despre această pagină Născut din nou, împreună cu Radio Salmi. De Crăciun am organizat această campanie pentru a bucura cât mai mulți copilași și cadourile veneau din partea Domnului Iisus Hristos. Pentru mulți dintre ei a fost o bucurie, poate a fost singurul cadou din anul acela, și mulțumim lui Dumnezeu și pe această cale mulțumesc din nou pentru cei care au donat atunci în luna noiembrie, practic în luna noiembrie s-au strâns anul trecut aceste resurse cu care să putem cumpăra pentru cei 400 de copii aproape pe care Dumnezeu i-a binecuvântat cu haine, rechizite,
dulciuri, cred că dulciuri din abundență, cred că n-au văzut ochii lor atâtea dulciuri câte au fost atunci și alte și alte și mâncare și tot ceea ce Dumnezeu a făcut în perioada aceea. Ionuț, seara aceasta eu îți mulțumesc pentru tot ce ai adus. Dacă vrei să mai aduci ceva în completare și am omis eu, cu toată deschiderea aici nu avem un timp limitat. Timpul limitat este din partea mea să nu te țin pe tine prea mult, dar dacă mai ai ceva de comunicat în această, spre acest final. Da, aș dori să menționez un, să spun așa, un mesaj care l-am practicat sau încerc să-l aplic în viața mea foarte mult timp, lăsat de Domnul Iisus, care a spus: fiți înțeleți ca șerpi și plâți ca porumbei. Și cred că noi trebuie să dezvoltăm mai mult această sensibilitate în a fi mai blânzi unii cu ceilalți, a trăi într-o lume, a crea acea lume mai bună pe care noi ne dorim. Și mesajul meu pentru tineri este, poate dăm spațiu și celor care doresc să ne întrebe ceva sau putem să contribuim cu ceva sau că au întrebări, este acela de a nu renunța niciodată la visele lor și de a lupta pentru visele lor, de a trăi viața cu pasiune și să încerce tot timpul să facă nu cât pot, ce pot, maximul. Așa vei reuși tot timpul în viață. Adică ori faci un lucru 100%, ori să nu-l faci. Adică ori ești cu Dumnezeu 100%, ori nu ești. Pentru că mulți încearcă să fie și acolo și acolo. Și țin minte ca tânăr, așa mi s-a întâmplat și mie și este foarte greu să rămâi pe cale, o spun din inimă, este foarte greu, nu este deloc ușor, însă nu este imposibil. Dacă vrei, poți. Acesta este mesajul meu pentru cei care ne ascultă și îți mulțumesc și eu din suflet pentru invitație și sper să ne mai revedem cu drag curând. Da. Să știi că unii ne-au scris aici că vor să achiziționeze cartea. La final, când vei avea timp, deși eu știu că ești foarte ocupat, probabil o să punem un link aici sau unde pot să acceseze cartea aceasta dacă vor să o ia pentru ca să vadă despre ce este vorba, să cunoască mai mult. Așa cum încheiem noi seara, eu o să fac o rugăciune seara aceasta de mulțumire pentru că am fost împreună și totodată vreau să aduc și două cauze pe care Dumnezeu mi le-a adresat chiar astăzi. Este vorba de un copil, de o fetiță de 2 ani care este bolnavă de cancer și are cancer la ochi. Din păcate și-a pierdut ochiul. Dumnezeu să intervină în acea familie. Este greu și această soră mi-a scris chiar mie personal și am mai primit astăzi un mesaj să ne rugăm pentru o femeie, pentru o mamă de 45 de ani, după cât țin minte, cu doi copii de 13 și 14 ani. Iar voi înălța o rugăciune de mulțumire și vreau să aduc și aceste cauze și pentru timpul cât mai stai un pic cu mine, vreau să ne rugăm, suntem pe o platformă creștină, vrem să ne rugăm, să mă rog eu personal pentru aceste cauze și să-i mulțumesc lui Dumnezeu că am fost în acest timp împreună cu tine, Ionuț. Tată din ceruri, în această seară îți mulțumim pentru că ai făcut posibilă această întâlnire, Tată, cu Ionuț Ungureanu. Și am putut aici, Doamne, cu acest frate să stăm într-un timp de părtășie, de a înțelege dragostea Ta pentru faptul, ceea ce Tu ai pus peste el, Doamne. Îți mulțumesc, Tată, pentru că acest timp l-ai binecuvântat Tu, Doamne, Tu ești cel suferan, Doamne Dumnezeule, și fie, Doamne, că această transmisiune din această seară se atingă cât mai mulți tineri,
Doamne, oameni care n-au inima împăcată, Doamne, oameni care poate nu știu, Doamne, n-au dragoste în inima lor, Doamne, fă ca în seara aceasta Tatăl din ceruri să primească în inima lor dragoste, înțelepciune, Doamne, dă-ne discernământ prin însăși această mărturie din această seară, Doamne. Doamne, am văzut aici, Doamne, această cauză, Doamne, această mărturie, Tată, unde acești doi copii, Doamne, n-au avut mamă, n-au avut tată, Doamne, au fost părăsiți, Tată, dar n-au fost părăsiți de Tine, Tată. Tu ai rămas cu ei, Doamne, și astăzi, Doamne, sunt ce sunt, Doamne, pentru că Tu, Doamne, ai vegheat, Doamne, asupra lor, Doamne, și îți mulțumesc că cunoaștem astfel de oameni, Doamne, pe care Tu i-ai pus, Tată, din ceruri, i-ai pus, Doamne, ca să vedem noi, Doamne, unde suntem, Doamne? Unde suntem cu toții, Doamne? De aceea, Tată din ceruri, lasă, Doamne, în seara aceasta, peste fiecare inimă, Doamne, o inimă bună, o inimă plină de dragoste, Doamne. Vorbește fiecăruia în parte, Tată. Vorbește din seara aceasta, Doamne, fiecăruia în parte, acolo în patul lor seara, Doamne. Acolo unde merg, Doamne, în inima lor, Doamne, să fii Tu în gândul lor. Totodată, Doamne, în seara aceasta, mă rog, Tată, ca Tu, Doamne, să intervii pentru aceste cauze, Doamne, care le-am adus înainte aici, înaintea fraților, Doamne. Pentru această fetiță, Tată, din ceruri, care este bolnavă de cancer la 2 ani, Doamne, care așa a pierdut ochiul, Doamne, dar Te rog să restaurezi Tu din momentul acesta, Doamne, asupra ei, Tată, din ceruri, pentru că știm că Tu ești prezența, Doamne. Fără Tine nu putem să înaintăm, Doamne, prezența Ta este mare, Doamne, și în seara aceasta credem cu putere, Tată, cu credința noastră, Doamne, credem din toată inima, Doamne, că Tu poți te atingi de ea, Doamne. Te rog, Doamne, să lași, Doamne, și peste această mamă, de 40 și ceva de ani, 45 de ani, Doamne, care este bolnavă de cancer în fază terminală, Doamne. Te rog, Doamne, atinge-te de ea, Doamne, ia cancerul de la ea, Doamne. Doamne, te rog, Doamne, să îndepărtezi, Doamne, acele celule, Doamne. Suntem aici prezenți, Doamne, cu toți frații care suntem pe această platformă, că așa ai îngăduit Tu în seara aceasta. Te rog, Doamne, ca Tu să intervii peste această mamă, Doamne, și Tu, Doamne, să Te uiți, Doamne, la copilașii lor, Doamne, să nu rămână pe drumuri, să nu rămână pe străzi, Doamne, binecuvintează Tu acești copii, Doamne, credem în puterea Ta, Tată din ceruri, știm că ești Dumnezeu, Doamne, și ne uităm înspre Tine în seara aceasta, așa cum, Doamne, și Ionuț ne spunea, să ne uităm înspre Tine, Doamne, în seara aceasta îți mulțumesc și Te rog să-i binecuvintezi casa lui Ionuț, Doamne, acolo unde este, Doamne, în Londra, Doamne, Te rog, binecuvintează-i, Doamne, copilașii, Doamne. Binecuvintează-L pe El și pe soția Lui, Doamne. Te rog, Doamne, să mâna Ta să fie peste ei, Doamne. Îți mulțumesc pentru această seară de părtășie, Doamne. O seară, Doamne, care ai binecuvântat-o Tu prin prisma dragostei Tale, Doamne. Ne-ai arătat încă o dată cât de bun ești Tu, Doamne. Ne-ai arătat, Doamne, încă o dată că vremea în care, Doamne, a trăit Iosif este și astăzi, Doamne. Tu ai rămas același, Doamne, prezent și astăzi, Doamne, și îți mulțumim pentru toate. Lăudat să-ți fie numele Tău. Îți mulțumim, Doamne, pentru această seară și binecuvântăm numele Tău, Doamne. Amin. Amin. Seara aceasta, dragi frați, vă mulțumim și surori pentru tot ce ați făcut și voi, pentru că v-ați rugat pentru noi, pentru că v-ați rugat pentru aceste cauze, pentru că ați stat aici împreună cu mine și cu Ionuț. Ionuț, dacă vei fi contactat de cineva, mă gândesc că ai toată disponibilitatea. Dacă cineva va dori să aduci pentru el ceva din partea lui Dumnezeu, un mesaj, un îndemn, o ridicare. Sunt mulți care au probleme și cred că te pot contacta pe tine. Îl găsiți Ionuț Ungureanu și al treilea nume... Ionuț Iulian. Ionuț Iulian Ungureanu, așa. Îl puteți găsi și pe pagina de Facebook și mai ai ceva, pagina de internet? Da, LinkedIn, profilul profesional, LinkedIn, partea de Instagram și Facebook, da. Și pe YouTube. Da. Și pe YouTube. Îl puteți găsi acolo. În seara aceasta... Eu vă mulțumesc că ați fost aici împreună cu mine și cu fratele Ionuț. Domnul Iisus să vă binecuvinteze pe toți. Vă mulțumim încă o dată.
Domnul să vă binecuvânteze pe toți din partea platformei Salm și partea platformei Născut din nou. Vă mulțumim pentru că ne-ați urmărit. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Ionuț, tu să mai rămâi două secunde cu mine. Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți, dragi frați, încheiem această seară. Vă mulțumesc pentru toate. Domnul să fie cu voi cu toți. Amin. Amin.